Isprava făcută la beție l-ar putea costa 3 ani de libertate. Dosarul bărbatului care a mușcat un polițist de deget a fost trimis în instanță. Pentru fapta comisă, locuitorul raionului Hâncești va compărea în fața magistraților pentru violența asupra unei persoane cu funcție de răspundere, huliganism și refuzul de a face testarea alcoolscopică. Amintim că totul s-a întâmplat în luna martie, la intrarea în satul Bozieni, Hâncești, când inspectorii de patrulare au observat pe traseu un automobil care se deplasa haotic. La volanul mașinii se afla suspectul în vârstă de 25 de ani, în stare avansată de ebrietate. Luat la întrebări de polițiști, acesta a devenit agresiv, a început să înjure și l-a mușcat pe unul dintre ei de deget. Mai mult, individul a refuzat să prezinte permisul de conducere și să treacă alcool testul. Ca urmare a celor întâmplate, suspectul a fost arestat preventiv. Potrivit poliției, în 2018, bărbatul a fost condamnat la 3 ani cu suspendare pentru că și-a bătut un consătean.